Mișcări telurice neobișnuit de puternice în Moldova, 3 cutremure s-au produs aseară în județul Vaslui, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. 2 dintre ele s-au înregistrat în prima parte a nopții, la ora 20:57, unul cu o magnitudine de 4,1. Acesta s-a produs la o adâncime de 8 km în apropierea unor orașe precum Chișinău, Bacău sau Galați. Un alt cutremur a avut magnitudine de 2,9 pe Richter, iar cel mai puternic din acest an a avut magnitudine de 4,7 și a fost simțit și la București. Seismul s-a produs pe data de 26 mai.